Peti, draga mea, cum te simți tu când vezi că, uite, tânăra generație are un loc important pentru folclorul din Muntenia și mai ales din zona ta? Argeșul ăsta a fost totdeauna spectaculos. Știu asta pentru că am fost 15 ani angajat la Teatrul Davila din Pitești și știu ce soliști frumoși sunt și ce muzică frumoasă are teatrul, cântecul argeșan. De asta vreau să, mai ales când vezi că vine și o instrumentistă care cântă la vreo 4-5 instrumente. Da, eu sunt interpreta care m-am alăturat de generația tânără. Îi iubesc, îi sprijin, îmi sunt foarte dragi, alături de Letiția Boroi și de Ana Maria Pătrășcioiu și de Cătălina Anton. Am format așa un grup și ne-am intitulat noi Florile Munteniei. Ce frumos! Da, am fost în emisiunea ta mai demult. Da, știu. Îmi sunt foarte dragi, le sprijin cu tot dragul și, așa cum spuneam și mai devreme, cântecul muntenesc este pe mâini bune. Da, îi salut pe toți interpreții Argeșului, ai Munteniei, pe toți în general, dar în mod deosebit pe cei din Muntenia, care iubesc cântecul adevărat, care își îmbracă costumul adevărat și uite-le ce frumos le stă cu maramele impecabile pe cap. Impecabile, da, da, impecabile. Am întâlnit-o pe Letiția săptămâna trecută sau când la ansamblu Doina, în sala aceea superbă de marmură și a cântat foarte frumos. De asta vreau să vă spun că e foarte important, stimați spectatori, cum te prezinți în fața publicului, iar dacă acești tineri au niște mentori valoroși, niște oameni care au zeci de ani în spate de cântec, de scenă, de scândură, ei pot să le explice foarte ușor ce înseamnă să fie un artist care duce zona respectivă ani de-a rândul. Iar Betty, așa ce este, să spun, Betty este o emblemă. Pe Betty o știu de când eram eu la debut. Și voi, tinerii, nu numai cele fetele din Muntenia, tinerii în general, care își doresc să cânte cântec popular românesc, este bine să își ia exemple din modele, din oamenii care au slujit cântecul popular cu adevărat și să respecte de la pantof, o pincă, până la ceea ce are fiecare zonă de pus pe cap sau costumul adevărat și cântecul adevărat. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că dacă Betty vorbește despre niște ani foarte frumoși, ani în care românii apreciau mai mult valorile și autenticul și orice muzică, arta în general, dar alta valoroasă, astăzi nu mai există aprecierea aceea care era în perioada în care Betty, împreună cu Mioara Velicu, împreună cu Maria Butaciu, Viorica Flintașu. Sigur, nu mai există respectul care era odată pentru astfel de valori. De aceea mi-este frică de tinerii talentați care se mai prezintă pe la concursuri de televiziune sau concursuri naționale, le va fi foarte greu să răzbată, pentru că astăzi chiciul, non-valoarea, mediocritatea, ies mult mai repede în față decât o valoare. Valorile astăzi stau acasă și în față ne este prezentat chiciul. Uite, mă refer acum la Mihaela. Mihaela cântă la câte instrumente de suflat, draga mea? La 5 instrumente. 5, spunem care sunt. Fluier, caval, cimpoi, ocarină și nai. Te felicit, dar de unde dragostea asta pentru aceste instrumente de suflat? Ca și tinerii de astăzi din platou, am început și eu făcând dansuri populare la Palatul Copiilor din Pitești, iar acolo, în taraful care acompania ansamblul de dansuri, era un fluieraș, Călin Valer se numește, și dânsul a dorit să mă învețe să cânt la instrumente tradiționale de suflat. Datorită dumnealui am îmbrățișat această carieră și vreau să-i mulțumesc și să-i urez multă sănătate pe această cale, pentru că are o situație mai specială, să-i spunem așa.
Draga mea, eu apreciez totdeauna artiștii care știu să facă mai multe lucruri în artă. Nu întâmplător, eu când am debutat, am dat la musical, tocmai pentru că mama spunea așa: Paul, tu trebuie să cânți, tu trebuie să joci teatru, tu trebuie să cânți, să reciți, tu trebuie să joci în filme, tu trebuie... Mama mă vedea un artist complet, însemnând că nu trebuie să cânt numai muzică ușoară. Eu trebuie să fac de toate, că un artist trebuie să știe să facă de toate. Și atunci musicalul mie mi-a prins extraordinar de bine. E foarte bine pentru că tu te poți și acompania și te felicit pentru asta. Aplauze pentru Mihaela. Mulțumesc. Și în final, Letiția. Letiția a ales să fie angajată în București, un ansamblu de renume, ansamblul Doina al Armatei, așa este titulatura, da? Ea a venit în locul meu. Am înțeles! Deci acum câți ani? Păi acum 10 ani. Nu? Da, un pic mai târziu, în anul 2016 m-am angajat, cu ajutorul lui Dumnezeu. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, este o mare bucurie să mă aflu la această emisiune prestigioasă și mi-ați făcut surpriză și mie să mă aflu alături de draga și scumpa mea, pot să o numesc a doua mea mamă și nu exagerez, pentru că mi-a fost alături de mulți ani cu povețe, cu sfaturi, mi-a dăruit și un costum, n-am știut că luam pe acela în această seară, dar l-am avut data trecută. L-ai avut, da. Pentru că v-am promis că o să revin și iată că Dumnezeu a rânduit să fim împreună și să ne bucurăm. Folclorul te face fericită, Letiția? Da, pentru că este identitatea noastră și, sincer, nu m-aș vedea făcând altceva. Ce muzica înseamnă? Populară este pe primul plan în viața mea. Tu vezi, Paul, că i s-au umplut ochii de lacrimi? Da, ea este așa foarte talentată, la fel ca și, Mihaela. Eu zic că Muntenia e pe mâini bune, adică, știi, dacă doi, trei reprezentanți tineri care fac succes acum, pentru că mă duc înspre Maramureș, n-am cum să nu mă duc, față în față sunt Muntenia și Maramureșul. În momentul în care vezi două tineri atât de talentate, știi că folclorul din zona respectivă e pe mâini bune. Baie sunt în clăi,
Mai sunt